Killer B este un shinobi din Kumogakure, cel mai recent Jinchuriki al lui 8 Koz, deși spre deosebire de predecesorii săi a reușit să se împrietenească cu acesta și să-și perfecționeze puterea în beneficiul lui Kumo. În ciuda faptului că este responsabil pentru protecția satului, B aspiră să fie cel mai mare rapper din lume. La o vârstă fragedă, el a fost alături de alți câțiva copii adunați de al treilea Raikage și Dodai pentru a selecta un partener pentru fiul său, A. E fain că pe ăsta îl cheamă A, pe la B și mai e unul pe care îl cheamă <laughs> din toți copiii adunați, el a fost singura persoană capabilă să efectueze Lightning Release Double Lariat cu A. Ca atare i s-a dat numele B, iar A a declarat că vor fi frații din acea zi. De la vârsta de 5 ani, B este cel mai bun prieten cu motoi pe care îl întâmpina întotdeauna cu o de pumn. În sensul că, cum mai bate palma, bați pumnul, nu că-i dădeauna în cap după vărul lui A, Jinchuriki lui Gyuki a pierdut controlul și l-a ucis pe tatălui Motoi, împreună cu alți șapte ninja în acea zi. Bi a fost ales ca următorul Jinchuriki. Curând după aceea, Bi a suferit de prejudecăți similare împotriva Jinchuriki, nu prea diferit de cele pe care sătenii din Konoha și Suna le-au avut împotriva lui Naruto Uzumaki și Gara. Cu toate acestea, el a continuat să zâmbească și s-a împins să fie cel mai bun Jinchuriki pe care îl putea avea, astfel încât fratele său să nu fie rănit politic al patrulea Raikage. După moartea tatălui său, Motoi a încercat să-l omoare pe Bi, crezând că moartea lui îl va ucide și pe Gyuki și îl va răzbuna pe răposatul său tatăl. Dar Bi l-a dezarmat cu ușurință și, în ciuda încercării asupra vieții sale, nu i-a purtat niciodată rea voință, ceea ce l-a determinat pe Motoi să nu vorbească cu Bi timp de 30 de ani de rușine. Mamă, 30 de ani. Bi se va antrena mai târziu cu fratele său pe o insulă din țara Fulgerelor, unde acolo va găsi cascadele adevărului. Acolo a învățat cum să-l controleze pe Gyuki într-o perioadă de timp uimitor de scurtă. La ceva timp după antrenament, B alături de A și alți Shinobi o s-au confruntat cu Minato Namikaze și echipa sa. Când Minato s-a mutat pentru a contracara atacul lui A, B a folosit un tentacol pentru a-l împinge pe A din drum șocându-l pe șinobiul lui Konoha, de faptul că era Jinchuriki lui Gyuki. După această întâlnire, Minato va ajunge să aibă mult respect pentru Bi și abilitățile sale. Minato a afirmat chiar că Bi a acționat ca un adevărat ucigaș de shinobi, dându-i astfel titlul de Killer. Știi? Killer B. De ceva timp de atunci, la fel ca Naruto, Bi a devenit iubit în Kumo ca erou al satului său, așa cum îl numea Motoi, eroul eroilor când A a devenit Raikage, i-a interzis lui B să se transforme pe deplin în cele opt cozi și l-a restricționat să păzească satul, spunând în schimb că va deveni gardianul satului și va ataca din interiorul zidurilor sale, pentru a-l proteja de întâlnirea cu aceea soartă ca tatăl adoptiv. Ceva mai târziu, când Bia afla de la necazul lui Darui că Konoha și Suna găzduiau împreună un examen improvizat ciunin, a văzut asta ca o oportunitate de a susține un spectacol pentru participanți. Cu toate acestea, a anticipat acțiunile fratelui său tânăr și i-a pus pe Darui și C să-l oprească. Da, dar nu puteam mă să le dea nume decât A, B, C. Killer B este foarte mândru de propria sa putere și prin extensie de cine este, indiferent de statutul și educația sa ca Jinchurik. La fel ca Naruto Uzumaki, care are uneori o mare încredere, Killer B poate fi destul de obraznic și încăpățânat, mai ales în ceea ce privește propriile sale forțe, cerând respect de la ceilalți și cerând să fie numit Lord Ginciuric, iar fiara sa cu coadă să fie numită Lord Opt Cozi. <laughs> B are un mod special de a-și exprima mândria prin cântec, mai precis în stilul rap și tinde să folosească Bacaero Conoiaro. El își va scrie chiar în rimele în mijlocul unei lupte sau în timpul unei întâlniri importante, chiar dacă aceștia nu sunt bune, ceea ce e cazul de obicei. <laughs> El primește ideile sale de rap de la adversarii săi în luptă. Acest lucru determină uneori oamenii din jurul său să devină foarte enervați de el. se gândește foarte mult la abilitățile sale de rap și nu respectă pe nimeni care și-ar bate joc de rap sau versurile sale. Raikage a observat că Killer B nu este tipul de persoană care lucrează cu strategiile create de oameni și că va aduce haos pe un câmp de luptă. Raikage mai notează că el este singura ființă pe care B o va asculta deoarece este capabil să-l țină sub control. Cu toate acestea, B cunoaște talentul când îl vede și îi respectă pe cei care l-au. Exemplul principal este colegul său Kumo Jinchurik Yugi Tonii pe care îi admiră pentru abilitățile extreme. L-a lăudat pe Sasuke Uchiha după lupta lor, declarând că este unul dintre cei mai puternici shinobi cu care s-a luptat vreodată. Bi are o relație foarte strânsă cu fratele său mai mare, Raikage. Potrivit lui Motoi, motivul din spatele lui pentru a deveni Jinchuriki a fost de dragul fratelui său, chiar dacă aceasta înseamnă să fie evitat de săteni. Nu s-a plâns și a fost întotdeauna vesel și hotărât. Datorită faptului că a fost închis în sat la scurt timp după ce fratele său a preluat funcția și l-a făcut gardian al satului, Bi și-a dorit cu disperare o vacanță și a fost chiar gata să-și prefacă captura. Când al patrulea Raikage, Darui și Tii au aflat că Bi nu a fost capturat de Akatsuki, au ghicit imediat intențiile și nu au fost surprinși de acesta, deși au fost foarte nemulțumiți. Când Sasuke a crezut că l-a luat pe Bi, de fapt l-a luat un tentacul de la 8 cozi <laughs> și Bi i-a lăsat pe toți să creadă că l-au capturat. Că și noi am crezut asta, dar nu, omul se distra în altă parte <laughs> și a luat o vacanță. Acest lucru îl face să primească drept pedeapsă gheara de fier a fratelui său. B tinde de asemenea să bată pumnul cu alții. Acest lucru se leagă de personalitatea sa de rapper și de asemenea servește ca un fel de mijloc de comunicare cu alții fără a fi nevoie să vorbească. Cu toate acestea, atunci când cineva apropiat este în pericol, Killer Bee nu are nicio îndoială în a se pune în pericol să-i salveze. Dacă este necesar, așa cum s-a văzut când a acordat prioritate siguranței maestrului său Sabu și animalului său de companie Ponta. <gântu -i> Ponta. În fața confruntării cu Kisame Hoshigaki. Această natură grijulie îl diferențiază de un ginciuri tipic, dintre care majoritatea sunt cinici sau indiferenți față de ceilalți din cauza circunstanțelor lor. Cu toate acestea, s-a sugerat că trecutul său ca Jin nu ar fi fost diferit de cel al lui Naruto, deoarece Motoi a susținut că fiind un coleg Gin bine înțelege prin ce a trecut Naruto. Are o relație întâmplătoare cu Gyuki, purtând frecvent o conversație prietenoasă cu el, chiar așezat pe nas când nu este în luptă. De asemenea, a fost complet neafectat de tehnica harem a lui Naruto, rezistând progreselor pofticioase și chiar părând indiferent. Cu toate acestea, el nu este complet neafectat de astfel de lucruri, deoarece a observat pieptul lui Tsunade pe care fratele său l-a mustrat și ulterior s-a uitat la propriul piept al lui Yugito atunci când a fost arătat în timpul luptei sale cu cele șase cărări ale lui Tobi. Acest lucru este explicat ulterior ca având o preferință față de femei mai în vârstă, mărturisindu-l la un moment dat în timpul luptei împotriva lui Tobi spre surprinderea și supărarea fiarei sale. Ar fi cam greu să nu observi pieptul lui Tsunade. De la debutul său până la al patrulea război mondial shinobi killer Beast s-a dovedit că s-a maturizat foarte mult. El a fost un bun mentor și model pentru Naruto, s-a maturizat mult și cu ajutorul său și împreună au ajutat forțele shinobi aliate. B este foarte amabil și plin de compasiune după ce s-a împrietenit cu toate animalele uriașe de pe broasca țestoasa insulei, ceea ce poate indica faptul că are o plăcere pentru animale, precum și că nu și-a exprimat niciodată vreo rea voință față de motoi care a încercat să ia viața și nici împotriva sătenilor care obișnuiau să-l ferească s-ar da că Bia a plăcut lui Naruto în timpul petrecut împreună, chiar susținându-i dorința de a se alătura războiului după ce a trecut de Iruka pe baza ceea ce a învățat despre Naruto în timp ce l-a antrenat și știind că nu ar avea rost să încerce să-l oprească. Bia a vrut chiar să-l viziteze pe Naruto în Konoha după ce a devenit Hokage, chiar dacă Gyuki l-a convins să afirme că Naruto avea puțin timp liber spre deosebire de el ca și abilități în calitate de gardian al lui Kumo și care și-a stăpânit de mult puterile sale unice, Killer B este un shinobi extrem de puternic, capabil să copleșească singur întreaga echipă țaca formată din alți membri luptători periculoși. În copilărie a îndeplinit singuri misiuni care trebuiau executate în echipă cu partenerul său A, făcându-l să constate că fratele său mai mic are mult mai mult talent decât el. Chiar și Minato Namikaze a declarat că B era mai degrabă un ninja cu o mare putere decât un jinchurik. B s-ar putea menține împotriva lui Kisame Hoshigaki din Akatsuki și mai târziu două fiare cu coadă în timpul celui de-al patrulea război mondial. Transformările Ginciuric. B este un Jinchurik al lui Gyuki și mai mult el este unul din câțiva indivizi care au reușit să controleze complet fiara sa cu coadă. Deoarece are o relație puternică cu Gyuki, acesta îl poate ajuta pe Bi dându-i chakra pentru a risipi genjutsu sau acordându-i lui Bi mai multă chakra proprie, făcându-l mai mult un parteneriat decât o dominare reală. În timp ce Bi poate accesa și utiliza cu ușurință transformările din versiunile 1 și 2, cu toate cele 8 cozi, cea mai puternică forma a sa este modul Tail Beast, toate acestea păstrându-și controlul complet asupra sa. În această stare el poate trage mai multe bile tailbill și poate genera tornade puternice rotindu-i rapid tentaculele. B poate regenera oricare dintre tentacole lui Gyuki dacă acestea sunt pierdute. Această abilitate nu se extinde la coarne, întrucât unul dintre ele a fost tăiat de A. De asemenea, poate transforma parțial părți ale corpului său în cele ale lui Gyuki, cum ar fi propriul braț sau formând rapid toate cele 8 tentacole pe spate. Aceste transformări parțiale pot fi utilizate în diverse scopuri. Provenind din trăsătura de caracatiță a lui Gyuki, B își poate produce cerneală din gură pentru a scrie versuri ca un creon improvizat. Pentru a șorbi dușmanii sau pentru a forma clone de cerneală care pot imobiliza și sigila țintele. Chakra și priceperea fizică În calitate de ginciuri, Killer Bee posedă o cantitate masivă de chakra puternică și rezistență suficientă pentru a lupta pe parcursul unei zile întregi, chiar și în timp ce este complet transformat putea să-și revină rapid și să se întoarcă la luptă fără efecte negative la scurt timp după ce a fost lovit de propria sa bilă Tailbist. Chakra lui ispititoare a făcut ca Samehada să-și trădeze stăpânul Kisame și să se alăture lui. Chiar și Shinju a fost atras de rezervele lui Bi și l-a urmărit cu mai multe rădăcini și ramuri decât alți nobi din zonă. Stilul de luptă al lui Bi constă într-o mișcare rapidă imprevizibilă numită în mod adecvat Disturbance Taijutsu. La fel ca fratele său, Bi face uz de mișcări de lupte în loc de Taijutsu standard, care este completat de puterea sa imensă. El ar putea efectua cu succes o lansare Fulger Double Ariat cu A în copilărie și învinge un urs uriaș într-un meci sumo ca adult. În timpul cel de-al patrulea război mondial și nobi, puterea naturală a lui Bi a depășit-o pe cea a fratelui său. El este suficient de durabil pentru a rezista la electrocutarea lui Sasuke, să fie lovit puternic de Jugo și chiar lovit de A fără daune vizibile. De asemenea, a arătat viteze și reflexe deosebite capabil să surprindă fulgerul galben al lui Konoha. Minato Namikaze. Mai are Kenjutsu. În timp ce purta doar două săbi în tinerețe, Bi și a dezvoltat foarte mult Kenjutsu la maturitate. Combinând Kenjutsu cu stilul său unic de luptă, Disturbance Taijutsu, el poate folosi o altă tehnică, acrobat un stil unic în care Bi ține șapte lame. Oricât de ciudat pare, el este foarte priceput în acest stil, presându-și cu ușurință dușmani într-un mod similar cu dansul hip-hop. Te bate asta pe prep. <laughs> Când găsește o deschidere, își poate împunge rapid adversarul cu mai multe lame. Această abilitate este extrem de precisă, lovind deseori punctele vitale. Kenjutsu lui Bi ar putea să-i copleșească chiar și pe cei mai instruiți spadasini, chiar și pe unii care posedă Sharigano, hashtag Sasuke slab, el poate folosi de asemenea lamele ca proiectile de nivel mediu, poate crea o sabie folosind chakra lui Gyuki și poate tăia rapid pietrele în diferite forme. Tu ți dai seama că toate luptele lui Sasuke, el n-a câștigat niciuna? S-a bătut cu său, l-a lăsat să câștige. S-a bătut cu Deidara, l-a s aruncat în aer. S-a bătut cu ăsta, ăsta i-a dat țeacă. <laughs> Sasuke, Kazan. Abilitatea lui B cu Lightning Release poate încărca un creion ascuțit, dar slab, pentru a pătrunde direct printr-un trunc de copac și chiar prin sol. După cum a afirmat Kisame, B face acest lucru prin creșterea frecvenței de vibrație a cea sale fulger, suficient de mare pentru a depăși forța de penetrare standard a tehnicilor de eliberare a vântului. Și ca inteligență, în ciuda caracterului său lipsit de griji, Killer Bee are un spirit ascuțit, așa cum se arată atunci când a folosit tehnica de înlocuire a corpului pentru a schimba locul cu unul dintre tentaculele lui Gyuki, astfel încât să poată scăpa de amaterasul lui Sasuke. Aici e a Big Brain, că amaterasul știm că arde tot și nu poți să-l stingi. El poate fi de asemenea foarte convingător și înșelător, deoarece a îndepărtat rapid atenția lui Naruto de la părăsirea templului Tail Beast, oferindu-i să-l antreneze. Are capacitatea de a interpreta inima cuiva și de a-i transmite propriile sentimente doar prin atingerea cuiva, ceea ce se face de obicei printr-o lovitură de pumn. Această abilitate a fost demonstrată pentru prima dată când se antrena cu Naruto în templu, din nou când Iruka și-a exprimat dorința de a-l proteja pe Naruto și când l-a oprit pe fratele său să-l atace pe Naruto. B este destul de cunoscător în fui fiind capabil să facă distinția între superioritatea sigilului celor patru simboluri și sigilul său de armură de fier. Și acum informații extra. Killer B este unul dintre vizitatorii care participă la nunta lui Naruto și Hinata Hyuga, unde este văzut lovind pumnii cu Naruto, în timp ce Hinata dă mâna cu Kazekage și Temari. Hmm. La 13 ani după evenimentul de coliziune lunară, asta e din film când trebuia să cadă luna pe pământ, Bisa a plâns cât de plictisit era și s-a gândit să vadă ce mai face Naruto. Doar că Gyuki i-a spus că Naruto e ocupat spre deosebire de el și nu s-a mai dus. Într-un interviu în Shonen Jump din 2012, Kishimoto a declarat că unul dintre editorii săi din trecut, cărora îi plăcea foarte mult lupta profesională, i-a influențat foarte mult decizia de a crea un personaj care, chiar dacă era shinobi, a folosit mișcări de luptă profesională ca partea tehnicilor sale. El a mai declarat că vrea să-l transforme într-un personaj interesant și unul dintre cei mai puternici shinobi din serie. Kishimoto a continuat să spună că uneori are probleme în a scrie replicele lui B pentru că vrea întotdeauna să rimeze datorită stilului său rap. Și cam asta este povestea lui Killer B, Bakairo, Konairo. <gură> nu uitați să băgați acolo like, share, subscribe, comentarii cu ce să facem next și hashtag audio.